Neața, că eu sunt Dea și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Abia m-am trezit și am luat camera în mână. Trebuie să mă spăl și pe față, să-mi fac rutina repede, repejor. După care o să vă povestesc ce s-a întâmplat în această dimineață. După care ne super grăbim pentru că trebuie să mergem la aeroport, mergem la București. Avem un fan meet cu o persoană super drăguță și după o să vedeți ce mai facem. Credeam că Emil doarme, dar aparent a venit o prietenă de-a lui la el și a adus și micul dejun, așa că trebuie să mă grăbesc eu și micul dejun, că trebuie să fugim la aeroport să ne facem și bagajul. Oh, oh my god. Pup. Ok, am mâncat și micul dejun, a fost super bun. Am și un fresh aici de portocale, perfect. Și-am mai depănat câteva amintiri cu Emil și a trecut timpul și trebuie să mă super grăbesc, că în 10 minute trebuie să plec la aeroport. Facem bagajelul. În același timp vreau să vă zic ce s-a întâmplat azi. Deci eu azi dimineață trebuia să încep să filmez niște vloguri de la ora 8 dimineața. Pentru că am fost atât de obosită și extenuată după ziua de ieri, ca să înțelegeți, am dormit doar nu știu câte ore, dar m-am pus să dorm la 4. Și acum e super devreme. N-am putut să mă trezesc ca lumea. A fost prea mult pentru mine. Și cum de mult timp n-am mai avut evenimente și nu mai am experiența aia de a fi obosită și de a face chestii, m-a dat peste cap, efectiv. L-am sunat de dimineață pe băiatul care trebuia să vină să mă machieze, gen să-mi facă norișori pe față și James Charles, nebunii. Dar că nu s-a supărat pe mine, este... Oh, da. Alo, alo. Da. Salut, ce faci? Bine, mă super grăbesc, tu? Nu ai aștept, tu n-ai plecat încă, nu? Și eu mă grăbesc acum la aeroport să prind avionul. Noi te vedem în aeroport astăzi? Eu cum ajung la aeroport, o să vină tour managerul după mine să mă ia să merg la un eveniment și după aia mă întorc la aeroport ca mașina în parcare. Cred că da, depinde la ce oră ajungi. Teoretic da, nu promit nimic, dar nu. Deci, cum ziceam, urma să vină un băiat la mine ca să mă machieze și da, este super talentat, este din Oradea, m-a contactat ieri și aparent mi-a mai dat mesaje în trecut. Mi este din Oradea, n-am avut cum să mă văd ca să-mi facă nebunii pe față. Așa că acum chiar mi-am dorit și am vrut să plec de aici cu mai multe vloguri, numai că nu a fost posibil. Dar în orice caz o să vă zic despre cine este vorba, pentru că nu contează cât de mare este pe internet sau câtă lume îl place sau chestii de genul. Băiatul este talentat și cred că este și la început. Uită o mică reclamă, așa că aveți Instagramul lui aici. Puteți să mergeți să-i dați un follow să vedeți ce nebunii face. Pe mine m-a șocat, sunt super impresionată că cineva de România face așa ceva. Și haideți să ne susținem toți, unul pe celălalt, toți. Nu cred că o să pot să închid valiza asta, sincer. Ce era să uit? Don't be shy, put some more. Sincer, aș fi vrut și să mă machiez, dar chiar nu am timp. Nu am timp absolut de nimic. Trebuie să plec repede. Să aibă întârziere avionul meu, pentru că, sincer, nu prea sunt în schemă. Cum închid eu asta? Ați văzut postarea mea, dar întrebam dacă și-a luat cineva de la Kim Kardashian Skims, pentru că se par super mișto și super sexy, gen, par și super confortabile. Și multă lume mi-a zis că seamănă cu alea din Zara, așa că mi-am cumpărat din Zara ca să văd cum m-aș simți în Kim Kardashian. Și sunt super! Bine, bine, dacă nu se mai merită să-mi iau și Kim Kardashian dacă nu-i de la Zara, pentru că mai bine să am bănuți decât să-i dăm mai urea pe haine, care probabil nu o să le purtăm. Oh, nu mai pot. Oh my god, nu mi-am pus pijamalele. Nu cred. Ah, deci dacă mă pune la aeroport să-mi deschid geamantanul, ăsta nu-l mai deschid, boss.
Ok, ne vedem la aeroport că sunt pe fugă. Da, cred că pierd avionul. Da, mai am 20 de minute până la zbor. Super. Spre surprinderea mea am ajuns. Deci am avut în fața mea niște oameni de la țară care făceau scandal că cum adică să deschid geanta? Cum să nu știu ce? Bla bla bla. Deci am avut 16 oameni în fața mea. Am fugit de la casa de unde făceam check-in-ul până la un ATM. M-am întors. Am dat banii, după aia am stat la rând. 16 persoane în fața mea. Și după am avut oamenii ăia în față, deci fix în față. Și acum gen în 5 minute pleacă avionul. Și mi-am auzit numele strigat în aeroport. Nu e funny, nu e funny, nu, nu, nu. Este un tunel de siguranță aflat în buzunarele sunelor din fața dumneavoastră, conține informații importante privind situațiile de urgență. Vă rugăm să lăsați cu atenție înainte de decolare. Vă informăm că purtarea măștii de protecție este obligatorie pe toată durata zborului. Vă mulțumim! Ok, deci am ajuns în București, urmează să merg la fan meet-ul despre care v-am zis și a întârziat avionul, nu știu dacă din cauza mea, dar a întârziat și oamenii de care v-am zis că se plângeau că aoleu, nu apa mea, am dat 6 lei pe ea, bla bla bla, oamenii aceia au stat fix în fața mea și s-au speriat la absolut orice și un bebeluș în spatele meu plângea non-stop și domnul din dreapta, de pe rândul celălalt, asculta manele non-stop și am avut și turbulențe și oh my god, am înnebunit în avion, efectiv. Am dormit tot drumul, dar auzind atâtea sunete, m-am trezit așa cu o durere de cap și oribil. Dar am ajuns bine în București. Îmi pare rău că nu am apucat să mă dau cu rimel sau cu un tuș așa repede, măcar să par un pic aranjată, dar par super, super, super obosită și da. Dar mergem acum, ne întâlnim cu cine trebuie și facem ceva frumi și facem un copil fericit și o să-mi se schimbe și mie starea, evident. Și evident a venit Daniel Balenciaga după mine. Tocmai ce am ajuns înapoi la aeroport pentru că trebuie să îmi iau mașina de aici și tocmai am aflat că și tata se află în aeroport, se duce înapoi în Germania, așa că o să mă duc și stau cu el jumătate de oră la cafea sau ceva. Noroc, eu nu beau cafea, dar ați înțeles voi. Da, am fost la un meet cu o fetiță care era cu partenerul ei de dans, doi copii foarte, foarte, foarte talentați. Pe fetiță o chema Larisa, avea 11 ani și i-am dus și niște cadouri, niște caiete de Five Gang, mărciul meu, niște măști de la Pain și de la mine și de la Five Gang și i-am dus și un mărci Pain, așa, și uitați-vă un pic cât de talentați sunt, puteți să vedeți pasiunea pentru dans de pe fața lor, deci zâmbeau non-stop, uitați-vă un pic la ei. Foarte frumos. Doamne, deci simt că mi-am rupt un șot cât m-am uitat, sincer. Eu acum îmi voi scoate din bagaj ceilalți Adidas. Încă nu mă schimb pentru că nu pot să-mi iau Adidas și aia cu această ținută, că am șosete lungi. Și mergem să ne întâlnim cu tata. Gata, ne-am făcut și datoria de fică. Ne-am întâlnit cu tata, am scos și ceva bani ca să plătesc parcarea, că până acum mașina mea a stat la parcare pe termen lung și am avut ieri o zi superbă, super obositoare, dar copiii din Oradea chiar au fost răbdători cu mine și la sfârșit când am avut ora aceea de TikTok, nu ora, că am avut și un clan, scuze,
Când am avut acele 10 minute în care puteam să fac TikTok-uri cu copiii, toți au fost răbdători cu mine și le-am zis că eu nu știu dansurile de pe TikTok și cu majoritatea am făcut același dans, gen. Adică chiar nu mă pricep. Acum mergem acasă la iubirea noastră. Oh, hey. Am ajuns acasă acum vreo 2 ore. Mă rog, acasă la Paris, evident. Go! Am fost atât de fericită pentru că, ok, drumul a fost lung, dar nu contează. Când am ajuns acasă la poartă, mă aștepta frumoșica, a.k.a. urâșica. Nu știu dacă vă amintiți din vlogul cu cel mai trist video de pe canal. S-a bucurat când am venit, deci fix ca Betty când vin acasă de la pâine. Am simțit atât de bine pentru că, gen, nu m-a văzut 3 zile cățelul ăsta și știe că-mi pasă de ea și văd că și ea mă iubește. Și probabil era doar ca cineva să o apere, că toată lumea e împotriva în afară de mine, dar m-am bucurat. Și vreau să vă zic că dacă vreți să aveți o întâlnire cu mine, privată, un meet, unde să vorbim deschis, să mă întrebați ce vreți, să facem poze, să facem TikTok-uri, atunci puteți să dați mail aici, dar nu voi, părinții. Părinții să dea mail la adresa asta și o să vedem cum o să decurgă lucrurile. O să ajungă informația și la mine și cam asta a fost vlogul de astăzi. Mă bucur că nu am pierdut avionul, mă bucur că a avut întârziere. Nu m-am bucurat de fapt deloc de zbor, dar a fost o zi frumoasă, sunt obosită și mă bucur că sunt acasă. Eu am fost Dia, vă pup și vă iubesc. Să-mi ziceți dacă mai vreți să fac deal-uri, pentru că chiar îmi place, chiar dacă nu fac nimica, îmi place să fac daily-uri, îmi place să postez, îmi place să editez, îmi place să fac videouri. Eu am fost Dia, vă pup și vă iubi. Pa, pa! Dia, diamantele sunt peste tot. Au intrat cu foc și au intrat în joc. Nu te pui cu noi, de noi nu mai e loc. Dia și diamantele sus în top. E șefa din gang și are părul roz. Ne face să zâmbim, nu e ca tine boss. Îi pasă de noi, ne susține zi de zi. Ce face Dia, nu e deloc easy. Dia, diamantele sunt peste tot. Au intrat cu foc și au intrat în joc. Nu te pui cu noi, de noi nu mai e loc. Dia și diamantele sus în top. Sus în top. Sus în top. Sus în top.